Autoritățile au fost sesizate în legătură cu dispariția a două minore din județul Mehedinți. Până acum, niciuna dintre tinere nu a mai părăsit domiciliul. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoanele dispărute. Este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Una dintre fetele dispărute are 15 ani și este din Drobeta Turnu-Severin. Autoritățile au fost sesizate de un bărbat de 44 de ani din municipiu, cu privire la faptul că fiica sa, Băran Alisa Gabriela, a părăsit domiciliul și nu a mai revenit. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că minora este la prima plecare voluntară și nu suferă de afecțiuni psihice. Persoana dispărută are 1,70 m înălțime, constituție atletică, păr negru. În momentul plecării, minora era îmbrăcată într-o bluză neagră și blugi albaștri. Cea de-a doua minoră este o tânără de 15 ani din comuna Gârla Mare, a cărei dispariție a fost anunțată de tatăl său. Tânăra se numește Drăgușin Elena Diana și nu a mai revenit acasă de ieri. Persoana dispărută are 1,50 m înălțime, 50 de kilograme, păr lung și aten, față ovală, ochi căprui. În momentul plecării, minora era îmbrăcată cu o geacă neagră, pantalon tip blug albaștri, pantofi sport albi. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoanele dispărute. Este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.